Mă bucur că ați venit în număr așa de mare la lansarea filialei de Moldova pentru Consiliul Român de Clădiri Verzi, ROGBC Moldova. Am onoarea alături de mine să-l am pe Steven Bornkamp, care e CEO de la ROGBC, pe Monica Ardeleanu, care este directoarea de dezvoltare și politici a grupului, și pe domnul profesor Dorin Beu de la Cluj, care astăzi dimineața a susținut un curs despre design în iluminare și clădiri moderne și care este și directorul de la ROGBC Transilvania. Mă bucur că avem ocazia ca să activăm această entitate și la nivelul regiunii noastre. Așa cum probabil știți, a construi verde în momentul ăsta este un trend, dar care devine un trend din ce în ce mai pragmatic. Un trend care îl cer deja anumiți clienți internaționali și în același timp îmi doresc ca Iașul să bifeze la toate căsuțele de întrebări pe care le poate bifa în momentul în care cineva decide să-și extindă operațiunile în orașul nostru. Astăzi vom face o scurtă prezentare a ce înseamnă ROGBC, ce înseamnă o clădire verde, ce acțiuni sunt deja în zonă și o să vedeți că avem deja două inițiative aici în regiunea Moldovei și care sunt pașii următori.